Bună ziua tuturor, sunt Tarotela, de asta dată cu etalare pentru cei născuți în zodia Săgetătorului, Soare, Lună, Venus, Ascendent în Săgetător pentru mai 2019. Am amestecat cărțile, au sărit câteva, a apărut participare, ceea ce e similar cu 2 de bâte, luarea unei decizii importante, decizii care ține de manifestare. Poate să fie o relație sau poate să fie alegerea între două persoane, între trecut și viitor. Alegeți voi. Am văzut la un moment dat și Marea Preoteasă. E clar că unii trebuie să vă conectați la intuiția voastră. Am văzut 8 de monede de 2 ori. Probabil trebuie să lucrați, să faceți bani, să vă creați stabilitatea financiară. Semn de pământ, soare, lună, Venus nu contează, în Taur, Fecioară sau Capricorn, dar bănuiesc că sunteți dumneavoastră care vă doriți o stabilitate financiară pentru care trebuie să munciți mult. Mai văzut puterea, sunteți chemați să vă adunați, să vă controlați într-o situație mai specială. Și am văzut și faetonul, semnul racului, mai mult sau mai puțin, ideea de călătorie. Poate unii dintre voi munciți să vă luați o mașină sau munciți să călătoriți, să manifestați o călătorie. Eventual munciți pentru un rac sau pentru cei spirituali munciți pentru a vă dezvolta spiritualitatea, latura voastră intuitivă. Pentru unii, nu toată lumea, evident. Să vedem ce spun cărțile. Soare, Lună, Venus, Ascendent în Săgetător pentru mai 2019. 7 mai, 7 iunie, cum vreți. Moment cu moment. Conștiință. Oh, greutate. Burden. Și singurătate. Ce aveți? Răbdare. A mai apărut. Și prietenia, exact în această poziție, a mai apărut. Unde a mai apărut? La rac. Parcă, să nu greșesc. Exact sub prima carte de aici. Luna, lupte. Aveți aici. Aveți aici. Luna este semnul racului sau al peștilor. De fapt e inocența, da? E similar lunii. Aveți lupte. Aveți un soi de 5 de spade, argumente. Pentru o prietenie, prietenia aceasta e similar 2-ului de cupe, semn de apă și mai avem semn de pământ, 7 de monede. 7 de monede în general e ce este Taur, Fecioară sau Capricorn. Pentru unii dintre voi, luptați între, da, luptați pentru o prietenie, trebuie să alegeți eventual, pentru că văzuse mai devreme participare, da? 2 de bâte. Trebuie să alegeți. Aveți mulți de 2, da? 2 la prietenie, moment cu moment, 2, și am văzut și mai devreme participare, un alt 2 de bâte. Deci 2, 2, 2. Poate vă spune ceva când vedeți acest număr. Cred că unii dintre voi trebuie să luptați pentru o prietenie, un suflet pereche. Acum, că este semn de apă, că este semn de pământ, voi știți. Oricum, ca să puteți manifesta această prietenie, aveți nevoie de răbdare, lucrurile, ori voi, ori ei, rămâne de văzut, lucrurile se dezvoltă în timp, da? Această femeie e gravidă, trebuie să lăsăm timpul și universul să lucreze în interiorul vostru, în interiorul relației, în conștiință, da? În conștiința noastră. Moment cu moment, pas cu pas, 2 de bâte. Trebuie să vă echilibrați, financiar și nu doar să alegeți, Să fiți atenți pe unde călcați, să vă alegeți calea, să vă alegeți drumul, că aveți și prietenie, da? Tot un alt doi. Eventual să alegeți către cine călătoreți, cine vă împărtășește, cu cine vă împărtășiți stările sufletești, cu cine creșteți. Oricum, pas cu pas, unii dintre voi sunteți chemați să vă conectați la conștiința voastră. Nu degeaba avem greutăți. Greutate, burden, da? E similar cu 6 de spade, dar aici, în aceste de cărți, evocă o greutate. Nu plecarea, nu călătoria. După cum vedeți, cineva ține pe altcineva în cârcă și mai e încă un cocoș, dacă se poate, încă ceva, ca un măgar care le cară pe toate. Unii dintre voi munciți foarte mult într-o privință. Trebuie să vă alegeți calea, să vedeți care este, nu neapărat mai ușoară, care este cea pe care trebuie să o manifestați. Și asta o vedeți doar conectându-vă la conștiința voastră. Eventual, lucrând ceacrele și deschizându-vă al treilea ochi. Să vedeți prin lucruri, prin greutăți, să vedeți unde pășiți, să înțelegeți mai clar pe cine trebuie să alegeți, ce trebuie să alegeți. Poate trebuie să alegeți între muncă și dragoste, nu neapărat între un om și alt om, între emoție și chestiuni practice, între suflet și carieră. Voi știți mai bine. Oricum, în momentul în care alegeți, trebuie să aveți răbdare să crească. Nu înseamnă că dacă ați ales, gata, totul este bine. Avem și luptă, trebuie să munciți și pentru această creștere, să munciți și pentru să vă luptați și pentru această prietenie, da? Dar cum am spus, unii dintre voi, nu toată lumea, aveți o greutate. Unii poate sunteți singuri. Singurătatea e similară Eremitului, semnul Fecioarei. Casa a noua a spiritualității sau luna septembrie. Ceva se va întâmpla atunci. Sau, în această perioadă, conectându-vă la conștiința voastră, înțelegeți niște aspecte spirituale legate de problemele prin care treceți, da? Și e bine dacă înțelegeți, atunci veți putea fi atenți la fiecare pas. Veți înțelege că fiecare pas vă aduce mai aproape de destin sau mai departe de destin. Poate unii dintre voi aveți nevoie de singurătate. Depinde de planetele pe care le aveți în harta astrală. De-aia spun, nu poate să corespundă cu toată lumea. Știu săgetători care au nevoie de singurătate. Uneori. În acest moment așa simt cărțile, sper ca să fie acest mesaj de bun augur pentru unii dintre voi. Încerc să tai și aceste cărți pentru o cruce celtică. Soare, lună, Venus, ascendent în Săgetător, mai 2019. Ce avem? Central. Temperanța. Foarte frumos. Exact cartea Săgetătorului. Adesea temperanța e asociată Săgetătorului. Sau echilibru. Trebuie să vă echilibrați. Ați avut 3 cărți cu 2. Da? 2 înseamnă similar echilibrului. Da? E balanța. 2 situații emoționale, practice. Trebuie să vă echilibrați emoțiile. Într-o cupă e mai mult, într-o cupă mai puțin. Dacă e o relație, într-o relație s-a oferit mai mult și ne va oferi prea puțin. Și acum trebuie să meditați la aceste lucruri și să înțelegeți ce înseamnă echilibru. Poate unii dintre voi trebuie să vă implicați, că ați avut participare. Depinde. Oricum, Temperanța este o carte foarte spirituală. Și mai devreme ați avut conștiință și singurătate. Unii trebuie să vă izolați un pic, ca să puteți alege, dar nu puteți alege decât cu mintea și clară și cu sufletul curat și pentru asta trebuie să vă izolați, să vă curățați ceacrele, să vorbiți cu îngerii voștri, să vă conectați la spiritualitatea voastră, să pășiți într-un lac al emoțiilor curate. Am văzut și inocența, da? Luna era. Ce vă blochează? Regele de cupe, o persoană în semn de apă, scorpion, rac sau pești. E o persoană destul de matură. În general, regii sunt în jur de 40 ceva de ani. Dar poate asta nu contează pentru toată lumea, poate doar pentru unii dintre voi. Evident că poate să fie o femeie care se manifestă mai masculin, dar acest rege este deasupra oceanului, se controlează. Poate voi trebuie să învățați să vă controlați emoțiile. Sau poate ei. Haideți să mai vedem cum se așează lucrurile. În trecut, cavalerul de bâte. Cavalerul de bâte uneori, mie, mi se pare că vi se potrivește vouă foarte mult și berbecilor. Cavalerul de bâte este o persoană foarte aventuroasă, foarte pasională. Ar merge, ar călători până la capătul lumii ca să-și descopere, eu știu, să-și manifeste pasiunea, să-și hrănească pasiunea pentru călătorie și pentru nou. În alte cărți avem aici niște piramide, atât de departe ar merge. Pentru unii dintre voi în trecut ați avut o aventură sau în trecut o persoană pasională a apărut în viața voastră într-un mod spectaculos, brusc, în cazul în care nu sunteți voi. Dar tind să cred că sunteți voi. În trecut, ați îndrăznit să vă manifestați acest drag de aventură. Poate unii dintre voi ați fost ați avut o aventură cu cineva. Magicianul în trecutul recent. Magicianul poate să fie semnul gemenilor, al fecioarei sau al berbecului, dar nu e obligatoriu, trecând peste. Până acum, nu simt că ar putea să fie o persoană manipulatoare, deși este posibil. Vedem cum se așează cărțile. Magicianul încearcă să manifeste ceva. Acum, tehnicile prin care încearcă să manifeste acest lucru rămân de văzut în funcție de cum se așează cărțile. Vedem dacă este corect sau este incorect. Oricum, pentru unii dintre voi, pentru foarte puțini dintre voi, încercați, în ultima vreme, încercați să manifestați ceva. Un început, avem un 1, da? Un început. Poate într-o direcție spirituală. Vedem. Nebunul. 0. 0 și 1. Nebunul pentru unii reprezintă semnul berbecului, pentru alții al vărsătorului, pentru mine e cuspida dintre pești și berbec, dar nu contează prea mult chestia asta. Trebuie să începeți ceva de la zero. Că e relație, că e o etapă în viața voastră, că e un job, voi știți, începeți ceva de la zero. Dar ca să începeți de la zero, trebuie să vă curățați, trebuie să vă analizați, să vă echilibrați, să vă temperați, ca să înțelegeți că universul e alături de voi, Dumnezeu e alături de voi și doar cu credință puteți să vă asumați orice risc, pentru că nebunul de multe ori își asumă riscuri prea mari, să nu pice în prăpastie. Este energia care guvernează această etalare pentru mai. Aveți nevoie de un nou început, dar trebuie să-l analizați bine și mai presus de analiză, nu e o carte mentală, trebuie să manifestați credință. Acest soare prezent în ambele cărți, credință, ideal floarea, pentru că totuși aveți un prieten alături. Și în momentul în care riscați, Începeți să manifestați. Dacă până acum nu ați riscat și nu ați luat decizia în starea corectă de lumină, de curăție, tot ce ați încercat să faceți a fost doar manipulare. Manifestarea vine în momentul în care avem toate instrumentele, inclusiv credința. Unii pot să o aibă, alții nu, că nu degeaba a apărut această temperanță. Poate unii încă trebuie să lucreze la ea. Viitorul apropiat, 7 de bâte, semn de foc, dacă 7 vă spune ceva. Trebuie să luptați pentru ceva, pentru o victorie, pentru o situație. În momentul în care vă luați vă asumați acest risc, luptați pentru calea pe care ați ales-o. Provocarea, nu neapărat blocaj, e o provocare emoțională, este acest rege de cupe. Simțiți că în acest ocean sunt nu doar bune, sunt și rele. Și pentru că simțiți, trebuie să vă echilibrați. Deci provocarea este echilibrul vostru emoțional. Poate cineva în semn de apă vă echilibrează sau vă dezechilibrează. Oricum, în viitorul apropiat trebuie să luptați ca să rămâneți în picioare, să vă susțineți cauza, să vă păstrați, eu știu, manifestările, victoriile. Dacă începeți un nou drum, trebuie să luptați pentru el. Sfat. Valetul de monede. Semn de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn, dar poate fi un copil care studiază, poate unii trebuie să studiați, să începeți să studiați ceva. Aveți început 0, 1 și un valet. Începeți ceva, poate unii dintre voi să studiați chestiuni spirituale, posibil. Această monedă nu e obligatoriu să fie bani, poate să fie o carte, pentru că valetul de monede înseamnă și un om care studiază o situație, o relație, o limbă străină, nu contează, studiază. Evident că poate să fie și un om care vă oferă ceva, ori un ajutor financiar, da? Ca să începeți acest, eu știu, poate aveți nevoie de un pic de ajutor. Poate să fie un dar, poate să fie un nou proiect, da? Riscați să începeți un nou proiect, practic, care să vă aducă beneficii în viitor. Sunt mai multe variante, voi vi le luați. Exterior, 5 de cupe, semn de apă, cineva care regretă, plânge, disperă. După ce se uită atâta la aceste 3 cupe, la un trio, la o trădare, în loc să vadă că mai are 2 cupe. Este posibil acest rege de cupe să vă distragă atenția sau să vă influențeze, să vă provoace într-un fel emoțional, să vă dezechilibreze, că doar aveți echilibru, sunteți chemați să vă echilibrați. Tocmai pentru că regretă ceva, poate ați avut o aventură, da? Cu această persoană. Vedem. Cu această persoană. Cavalerul de bâte. Poate. Și această persoană, sau poate ați avut o relație și ați avut o aventură în afara relației și stă și se gândește la ce s-a întâmplat și plânge, nu știu ce. Voi între timp ați zis gata, încep ceva nou, trec peste și ei stau și plâng. Și nu văd că mai au 2 de cupe în spate. Nu văd alte oportunități, alte oferte. Puteți fi dumneavoastră dacă aveți planete în Scorpion sau, eu știu, în semne de apă, evident. Dar, deocamdată așa văd cărțile. Poate, totuși, în trecutul recent ați avut de-a face cu un manipulator și trebuie să vă echilibrați. Și să stați în picioare, să vă mențineți puterea. Vedem. De ce vă este frică? De Regina de Bâte. O persoană pasională. Poate persoana cu care ați avut o aventură. Nu e obligatoriu să fie semn de foc. Poate să fie semn de foc. Poate să fie orice semn, dar se manifestă într-un mod pasional. E destul de deschisă. E deschisă la aventuri. E genul de femeie deschisă la aventuri. Poate nu e femeie, poate e bărbat, da? Că am avut și aventurierul, da? Pentru unii dintre voi, trecând peste povestea asta cu trio, cu aventurile, că bănuiesc că nu toată lumea e în trio, nu toată lumea are aventuri amoroase, da? Evident, ar fi absurd să cred așa ceva. Există și varianta că vă este frică de acea latura voastră creativă. Regina de Bâte e o persoană foarte creativă și încă nu știți dacă o puteți manifesta. Poate vă este frică că nu aveți pasiunea și, nu știu, energia necesară să manifestați ceea ce vreți să manifestați acest început. Aveți mai multe emoții, că doar vă provoacă regele. Sper să înțelegeți și să vină mesajul pentru mai multe categorii. Ce vă doriți? Asul de spade, e normal. Vă doriți claritate, o minte clară. Poate să fie un semn de aer, să vină să vă ajute și să discutați, e discuție, da? Sau cuvânt. Poate citiți ceva, poate discutați cu cineva niște chestii, toate problemele astea și vine ca un ajutor. Dar ideea este că vă doriți să aveți mintea clară, că doar aveți nevoie de temperanță, de echilibru, ca să puteți să o luați de la zero într-o privință. Să vă dea Dumnezeu că de fapt este un dar divin, această înțelegere a lucrurilor. Finalul. Puf. 3 de spade. Cineva va suferi. Probabil că da. Va trebui să lăsați în urmă pe, eu știu, pe cineva și această persoană va suferi. Încă se manifestă sau poate încă se manifestă aceste 3 cupe. 3 de spade, 3 cupe din exterior, dintr-un trecut, că doar avem un manipulator. Avem o persoană care manipulează, neapărat manifestă. Pe de altă parte, poate în ultima vreme v-ați hotărât să manifestați ceva și știți că trebuie să luați de la zero și trebuie să vă echilibrați și să vă calmați mintea și să vă adunați gândurile. În cazul în care nu-i trio. Să treceți peste dezamăgirile din trecut. Iar alt 3. 3 de spade, 3 de bâte. Ați putea fi dumneavoastră, că a 3-a zodie de foc. Este 3, reprezintă printre altele comunicare și călătorie, pe distanțe scurte. Aveți nevoie să vă echilibrați emoțional și mental, să ieșiți dintr-o dezamăgire. Că o fi fost trio, că nu o fi fost trio, nu e obligatoriu să fie valabil pentru toată lumea. Ideea este că aveți nevoie de schimbare, aveți nevoie să vedeți viitorul cu alți ochi. Din acest motiv aveți nebunul, aveți magicianul, să manifestați ceva, să ieșiți din această negativitate, să vedeți viitorul, oportunitățile. Da, cavalerul de spade. 2 de bâte, să luați decizii. Ia, al 2. Al 2. Aici, la capătul acestui set de cărți, Regina de cupe, 4 de bâte, of, și diavolul, și justiția, și moartea. Încercați să puneți capăt unei situații care probabil, justiția între moarte și diavol, ați stat și ați cântărit balanța, ce trebuie să aleg și ați ales probabil, nu știu, pentru că aveți 0, ați ales să începeți de la 0 ceva, să puneți capăt. Nu știu. Pentru unii poate să fie o persoană în semnul taurului, secret, un secret, niște secrete, pentru unii. Pentru alții poate să fie semnul de apă. Capricorn aici, semn de apă, pești, rac, scorpion. Și 4 de bâte este o energie foarte frumoasă, persoanele se bucură, poate fi bazele unei prietenii de lungă durată. E un număr stabil. Dar cred că acum aveți nevoie să vă echilibrați emoțiile, gândurile, balanța, da? Să alegeți. Acum sunteți într-un proces de alegere. Poate unii l-ați ales, poate alții urmează acum să alegeți. Este o femeie în semn de apă implicată în această situație, niște legături karmice, oarecum toxice, pentru că diavolul, asta e toxic. Pe de altă parte și moartea poate să fie o legătură foarte profundă, plutonică, transformațională, cu cineva în semn de pământ. Poate aveți voi planete acolo. Ideea este că trebuie să alegeți niște oameni în viața voastră, niște chestiuni. Haideți să vedem ce sfaturi primiți de la îngeri. Deja a venit? Sunt două. Ia uite. Privește la puterea ta interioară. Ești mai puternic decât crezi. Da? Echilibrează-te, echilibrați-vă și regăsiți-vă puterea. Nu degeaba am văzut puterea mai devreme. Parcă v-am spus, da? Ești mai puternic decât crezi. Nu te lăsa influențat de unii și de alții dacă acesta este o persoană care te influențează. Mental, că e mercur, sau emoțional, că e apă, voi știți. Cineva vă influențează, poate sunt mai multe persoane. În această cruce e un semn de apă. Să ai o persoană care e niște emoții destul de negative, care a pierdut, se uită mai mult la trecut, la ce a pierdut, în loc să se uită la viitor, la ce poate să construiască emoțional. Se uită foarte mult în trecut, stă în acea energie și nu-i bine. Și atunci vă influențează și voi trebuie să vă regăsiți echilibru. Sunteți mai puternici. Fiți în prezent și visați la viitor. Ce înseamnă? Să visați ca acest nebun. Să vă uitați în viitor ca acest 3 de bâte. Dar să fiți în prezent, da? Pe pământ. Echilibrați, împământeniți. Și atunci veți putea manifesta ceva adevărat, ceva care vă reprezintă. E o poveste mai complicată, după cum simt. Și totuși, aici avem o dragoste adevărată. Dar dragostea adevărată reușim să o înțelegem sau să o manifestăm și e complicat cuvântul acesta. Nu știu dacă toți îl înțelegeți. Ce înseamnă să manifesti ceva? Ai răbdare, că o dragoste adevărată e în preajmă, da? E în preajmă, dar ai răbdare. Parcă văzusem și 7 de monede, răbdare văzuse și mai devreme, dacă nu mă înșel. Și primește orice gest de dragoste și de apreciere. Aceasta ar fi citirea. Sper să primiți mesajele de care aveți nevoie, să fie de bun augur și următoarele etalare să vină cu completări. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și numai bine. La revedere!